Meciurile seriei Sud din etapa a treia a ligii a patra la fotbal au adus din nou multe goluri și trei victorii ale oaspeților. Una dintre acestea a fost cea a campioanei, Arsenal Malu, care a ieșit învingătoare cu 3-0 în derbiul disputat pe terenul vicecampioanei Unirea Izvoarele. Spicul Izvoru a reușit să se implună și ea în deplasare cu 4-2 în fața Voinței Slobozia. A treia victorie în deplasare a fost înregistrată la limită, ASE Prundu, ASE Mihai Bravu 0-1. În ceea ce o privește pe Dunărea Giurgiu, aceasta nu a avut probleme în fața Lanternei Progresul Valea Dragului, chiar dacă oaspeții au condus cu 1-0. În final însă giurgiuvenii au câștigat cu 8-1 și se pregătesc pentru derbiul din etapa viitoare cu Unirea Izvoarele. Meciul a început destul de rău pentru noi, ca să zic așa. Am făcut o lovitură de la 11 metri pe care oaspeții au transformat-o, ne-au condus cu 1-0, dar echipa s-a mobilizat și după mai multe ratări am reușit să înscriem golul egalizator, după care istoria meciului s-a scris în favoarea noastră, un scor destul de mare. Puteam mai mult, dar suntem bucuroși că am terminat partida așa cum ne-am propus și așteptăm cu mare interes derbiul de sâmbătă cu cei de la Unirea Izvoarele. În celelalte meciuri din etapa a treia, rezultatele au fost următoarele. ASE Argeșul Hotarele, Mihai Viteazu Călugăreni 12-2, Real Colibaș Viitorul Vedea 8-5, Real Vărăști Dunărea Oinacu 2-1. După această etapă, în clasament conduce ASE Real Colibaș cu 9 puncte, urmată de Arsenal Malu 7 puncte, golaveraj plus 20 și CSM Dunărea Giurgiu 7 puncte, golaveraj plus 17. Pe ultimele trei locuri se clasează Dunărea Oinacu, Viitorul Vedea și Progresul Valea Dragului, echipe care nu au obținut până acum niciun punct.